În dimineața zilei de vineri, 19 iunie, Curtea Școlii Gimnaziale din Dumbrăvița a găzduit festivitatea de absolvire și de predare a cheii, la care au participat elevii claselor a 8-a și a 7-a. Clau, spune-ne ce premiu ai luat astăzi? Am luat mențiune de 9,16. În clasa 8-a cât ești? A. În continuare, la ce liceu ai vrea să mergi? Aș vrea să merg la liceul Calderon. Cum te-ai descurcat la evaluare? Foarte bine. Ce părere ai despre... Ce sentiment ai acum la sfârșit de clasa 8? Cum te simți? Bucuros. Îți pare rău că s-a terminat? Păi îmi pare rău că s-a terminat și le urez parte la liceu. În cadrul festivității, care a avut un caracter neobișnuit de restrâns, dat fiind contextul pandemiei COVID-19, elevii claselor a 8A și a 8B au predat cheia școlii colegilor lor din clasa 7-a. Ce sentiment ai acum la final de clasa 8-a? Sufletul meu este plin de metafore și de melancolie și de nostalgie, pentru că mă gândesc la clipele petrecute cu colegii, cu profesorii și la tot parcursul pe care l-am avut până aici. Ce premiu ai tu astăzi? Premiul întâi, cu media 10. Și în continuare, la ce liceu ai vrea să mergi? Aș dori să merg la Colegiul Național C de Loga, pe secția Științele Naturii. Spune-le colegilor tăi de clasa 7-a un mesaj. Ce îndemn să facă pentru clasa 8-a? Nimeni nu doarme pe un pat de petale, cu toții dormim pe un pat de spini și doar prin durere și muncă poți învinge. Cu lacrimi în ochi, doamnele diriginte, Haina Laslo și Chiriac Cosmina, și-au luat rămas bun de la elevii pe care i-au îndrumat timp de 4 ani și le-au urat succes în continuare pe drumul vieții.